Seli și Antonia s-au transformat pentru câteva ore în vânzători de fructe și legume în piață. Inițiativa a fost a vloggerului, care are un nou proiect pe YouTube. Vrea să arate că influencerii se pot descurca și dacă rețelele de socializare dispar la muncă, e proiectul de pe YouTube al lui Seli. Tânărul încearcă diferite meserii prin care vrea să le arate urmăritorilor lui că e priceput, că poate face față diferitelor meserii. În primul episod a șters geamurile unei clădiri. La mare înălțime, ulterior a făcut livrări pentru 24 de ore. A fost angajat și la Fast Food pentru o zi. Dacă de mâine am rămâne fără urmăritori, fără camere de filmat, fără un loc unde să ne postăm videoclipurile, dacă YouTube ar dispărea, dacă Instagram s-ar închide, TikTok-ul ar da faliment, am fi în stare să facem altceva. Sau așa cum spun haterii amur am de foame, a transmis Selly. Acum, în cel mai recent vlog, el și Antonia vând fructe și legume s-au filmat la piața 1 decembrie din București. La o tarabă. Bine v-am regăsit la muncă, nu l-a întins mâna. Mă mir că mai sunt în viață după toate peripețiile prin care am trecut în seria asta. Acum am ocazia să fac un episod cu o invitată atât de specială. Să-mi iau ținuta de piață, iar invitata mea este Antonia, a declarat Seli pe YouTube. Amândoi poartă șorțuri, iar la un moment dat cântăreața are basma pe cap, la finalul zilei, Seli a mărturisit, nu mai pot, mă dor picioarele. Antonia, pe tine nu te dor. Chiar e obositor în piață. După ziua asta, mi-am dat seama de faptul că nici dacă sunt eu sau Antonia, care vindem, nu e o chestie atât de interesantă pentru client. Clientul e acolo pentru cele mai bune produse.